Unde? Uite acolo. I-am spart scaunul. Natasha! Salut, prieteni! Sunteți pe canalul meu, Andrei Savciuc Live. Și, prieteni, de mult am mai făcut la mine pe canal farse. Și vreau să fac această farsă cât Ira nu este acasă, ca să nu se sperie. Deoarece această farsă va fi așa puțin, să-i spunem, cam dură. Și vreau să o fac pentru Natalia. Ea este la bucătărie, nu știu, pare mi se am auzit cafea mai timp că își făcea. De aceea noi o să intrăm, o să facem că filmăm un vlog cu ce ne ocupăm în ziua de astăzi, dar într-adevăr eu o să am nevoie și cumva o să trebuiască să iau ketchup-ul de la bucătărie din frigider, ca ea să nu observe. Și astăzi va fi farsă ceva legată cu mult, mult sânge. Să sperăm că o să se primească, așa că hai cu Doamne ajută. Și să vedem reacția lui Natalia când o să vadă mult sânge. Asta ne va trebui, da, Cheșa, și tu o să ne ajuți. Bine, deci haideți la bucătărie să vedem cu ce se ocupă ea în momentul dat. Cafea. Ia. Era când am venit de la școală, prietenia ta, astăzi facem așa un vlog. Cine și cu ce se ocupă. Mâine la noi o să fie un video, cred că cum vom face puțină reparație în casă. Da? Da. A, da, așa trebuie. Tu cu ce te ocupi? Eu filmez așa un vlog, cine și cu ce se ocupă. Am primit așa un calendar pentru copii. 2022. Da. A noi prieteni eram că nu este acasă, astăzi are 7 lecții. Și termină până tocmai la ora 3:05, nu știu cât, și vine acasă la 3:30. Așa că va veni foarte târziu. Așa că eu voi filma astăzi așa un vlog, ce facem, ce gătim, ce... Mai târziu fac plăcim. Aha, ok. Da, bine, o să arătăm totul. Cine și cu ce se ocupă. Ok, dar deci tu ai fost prima. Hai, eu o să mai revin pe la bucătărie, ok? Bine. Ați văzut, ea este la bucătărie. Eu acum o să mă duc, desigur, fără cameră, încet ca ea să nu vadă. O să iau ketchup-ul, că o să-mi trebuiască, v-am spus că o să fie ceva legat de sânge. Și o să instalez camera aici, pe ea o să o chem, că ceva poate îi sună telefonul, poate ceva de genul acesta, ca ea să creadă și să vină. Deci, ok, acum eu sunt în cameră, mă duc la bucătărie și după aceea când vin, gătesc totul aici, pornesc și o să revenim mai târziu. Bine. Sper să se primească. Prieteni, s-a primit. Deci eu am luat ketchup-ul fără să mă vadă și acum voi pregăti totul. Camera o să o instalez eu de iată aici la geam ca să vedem, iată, nu ne va trebui racursul acesta să filmăm. Eu voi face toată această farsă, iată aici. Așa, deci acum o să înțelegeți, rămâniți până la sfârșit și o să vedem reacția mamei. Iată așa aici voi instala. Ea s-a dus în dormitor. Camera se vede. Telefonul ei este aici. Eu o să o chem să-i spun că sună telefonul ei, ca ea să vină. Și acum, iată ce facem. Seamănă. Da. Așa. M-am pălit. A sânge. Este. Deci asta l-ascundem. Și acum să o chem. Ia, se vede. Da. L-am ascuns și o să-i spunem că sună telefonul ei și mă voi lovi. Acum o să vedeți cum. Haideți să vedem reacția ei. Наташ, сунь телефон у тебя.
unde? Uite acolo. Ai! Oh! Andrei! Oh! Oh! Ia spas capul. Наташа! 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 Да ши ти рез! Я не спал с капу, да ти рез! Tu ce ai văzut? Camera ai văzut-o? Camera n-ai putut să o vezi tu. Camera? Prieteni, ne-a prins. Ia uitați-vă cum am lovit eu. A rămas sânge pe dulap. Și mi-a să rușine, eu nici n-am știut că este camera. Iată, dar uitați-vă cum a jucat teatru. Eu aici mă stărui, m-am lovit, uitați-vă ce am eu la cap și... Dar ea a leșinat. Eu deja, eu mai tare m-am speriat. Eu am simțit că asta e ketchup. Dar cum ai simțit dacă tu, eu eram aici? Dar tu repede, uite așa, și am văzut că e la tine bucățele cu... Tu special ai venit la bucătărie, eu am, nu știu, am înțeles. Eu am crezut că tu asta, în cafea spui ceva. Da, am vrut să fac eu farsă, dar mi-a făcut mie farsă. Dar pare real, nu? Pare sânge așa. Eu special am făcut această farsă cât Ira nu este acasă. Am vrut să o facă. Vezi, dacă Ira venea, lui Ira asta, da. Dar nu vreau să o fac, zic, nu e bine la copii să faci așa farsă, zic, să nu-ți traumezi sau speri. Ira nu a văzut pe tine, dar eu am văzut, eram la bucătărie. Tu ai intrat odată, ai intrat, nu știu, și acolo. Și eu am dat seama că tu îți faci ceva. Și eu am ascuns, uitați-vă, unii și ketchup-ul. L-am ascuns într-o parte, special să nu-l vadă. Ei, asta e, eu am cumpărat. Asta e pentru frigărui, dar nici nu pentru farsă. Și am pus și camera, cum ai văzut tu? Așa de tare am vrut să primească această farsă, dar din păcate că nu s-a primit. Dar tu ai speriat? Ha? Când eu am căzut. Păi m-am speriat, eu nu înțelegeam ce se întâmplă, de ce ai căzut jos. Iată așa, prieteni, nu s-a primit. Deci farsele vor continua cu siguranță. Dar dacă v-a plăcut acest, măcar cum a jucat ea rolul, prieteni, puneți like-uri și abonați-vă pe canalul meu YouTube, Andrei Sarciuclai. Dar eu mă duc să mă spăl și să șterg dulapul de sânge. Tricou. Nu, tricou. Nu, m-am murdărit? Nu m-am murdărit. Bine, deci, prieteni, din păcate, dar eu oricum o să mai fac. Deci pe curând și pe la video următor. Pa, pa! Pa, pa.